Expoziția intitulată Daluri și câmpii, Ion Țuculescu și Horia Berna, prezintă lucrări ale celor doi pictori din perioada 1960-1970, precum și două covoare tradiționale oltenești. Curatorul proiectului, Ervin Kessler, spune că i-a așezat împreună pentru că există puternice legături între cei doi artiști. Miza asumată este aceea de a identifica felul în care realitatea politică a epocii se impunea sau, dimpotrivă, era păcălită în operele artiștilor reprezentativi. Muzeul de Artă Craiova deține cea mai importantă colecție Țuculescu din România și probabil că acesta este motivul pentru care această expoziție s-a desfășurat la Craiova și nu într-un alt muzeu. Este o colaborare între Muzeul de Artă Craiova și Fundația Muzeul de Artă Recentă din București. Este o expoziție de artă frumoasă. O să vă placă, să nu vă fie teamă. Da? Este o expoziție de tablou frumoasă în care ne-am străduit să facem plăcută. Adică să readucem arta și la plăcere și la durere deodată. Nimeni nu s-a gândit până astăzi să-l asocieze pe Țuculescu cu Berna. A existat totuși cineva care a înțeles, folosind un instrumentar subtil, enigmatic, criptic, că lucrurile stau altfel. Odată cu deschiderea expoziției a fost lansat și volumul omonim semnat de Ervin Kessler, un amplu studiu care vorbește despre contextul în care s-au format, au fost receptați și promovați de propaganda ideologică a vremii cei doi artiști. Anul 1965, când a avut loc retrospectiva Țuculescu și prima personală a lui Berna, a avut un rol foarte important. În acest an, practic, s-au strâns ca într-un ghem și apoi s-au deschis ca niște fire, lucruri care mai târziu au dus către ceea ce se întâmplă în realitatea noastră imediată, un tip de artă spiritualistă, dar și un tip de artă, pe de altă parte, naționalist, îngustă, dogmatică, arta și cultura protocronistă. Este o alăturare interesantă care, la strict, la nivel științific, este pertinentă, provocatoare și merită discuție. Este pentru prima dată când cei doi artiști reprezentativi pentru arta românească sunt puși la oaltă într-o expoziție și în paginile unui studiu, într-o viziune nouă și neașteptată pentru critica românească. Tablourile expuse fac parte din colecțiile a două instituții, Muzeul de Artă din Craiova și Muzeul de Artă Recentă. Expoziția va fi deschisă până pe 6 martie 2016.